Am venit la Automecanica Moreni. Îmi face o deosebită plăcere și sunt onorat deopotrivă ca să vă transmit acest cuvânt de bun venit, pentru că noi aici, da, împreună cu decidenții, împreună cu colegii noștri, împreună cu această mare familie, încercăm să repunem pe harta economică a României, da, un centru de tradiție care a fost și cu siguranță va fi uzina automecanică Moreni. Am să trec în revistă, pentru că în mod normal ar trebui să fac prezentările, am să o iau în ordinea prezidiului. Este foarte multă lume și mulțumesc pentru că ați onorat invitația noastră. Sper să nu mă încurc foarte tare, de domnul Iulian Chifu, consilier de stat al domnului prim-ministru. Domnul ministru, șeful nostru suprem cu banii de partea Ministerului Economiei, domnul ministru Florin Spătaru. Mulțumim frumos, domnule ministru. Da? Cel de la care avem cele mai mari așteptări în ceea ce privește, da, administrația locală, președintele Consiliului Județean și prietenul Morenului, domnul Corneliu Ștefan. Dimineața, bună ziua. Doamna Claudia Giria, da, este prefectul județului și așteptăm de la dânsa ordinea necesară și statul de drept. Domnul consilier al domnului ministru Sorin Necuțescu, care va avea și o prezentare, așa, și am să încerc așa o subțintă trecere în revistă, pentru că avem aici mediul academic și vreau să salut prezența domnului ministru Adrian Curaj. Da? Doamna rector de Universitatea Valahia este aici prezentă. Da? De la Dunărea de Jos, doamna Bureană Daniela Laura, tot așa, de doamnă prorector, în ultimul rând, Ministerul Apărării, de la care avem cele mai mari așteptări, da, domnul Gheorghiță, da, nu râdeți că e de adevărat, domnul Gheorghiță Vlad, da, domnul Lișman Ion Cristian, domnul contraamiral, da, domnul general Mazilu, da, domnul deputat Radu Popa, da, mă iertați, da, poate fac anumite omisiuni. Îl avem aici pe domnul primar al Moreniului, căruia îi mulțumim și sperăm să construiască, da, case pentru viitorii angajați ai uzinei. Excelenții sale, domnul ambasador al Ucrainei, domnul Igor Procopciuc, da, domnul subprefect Sălișteanu, da, apare acum și domnul secretar de stat Săvoiu, este pe drum, da, CCTM-ul, da, domnul Țigănescu Tudor Viorel. Mai la sfârșit, dar poate unul dintre cei mai importanți, domnul Gabriel Țuțu, directorul general Romar, colegii noștri de la Nurol Machina, domnul consilier județean Vasilescu Cosmin, domnul vecinul nostru, domnul Purcaru, de la Parcul Industrial. Așa, și nu știu, dacă am uitat pe cineva, am să vă rog să mă iertați, da, cu siguranță o să vă regăsiți în forma finală. Domnule ministru, înainte de a, da, o să fac doar o subțintă prezentare, pentru că suntem cam la 100 de zile așa de când am preluat acest mandat și încercăm să aducem lucrurile într-o formă de echilibru din perspectiva acestor noi conjuncturi pe care le cunoaștem cu toții. Doar trei cifre aș vrea ca să dau din această perspectivă, și anume, da, avem o ușoară creștere a cifrei de afaceri, și asta mulțumită Ministerului Apărării, care a înțeles să ne trimită mai multe mașini pentru reparație, de 5,15%, da, avem o scădere a pierderilor, da, în ultimele 9 luni de zile, și evident avem o creștere a capitalurilor proprii, care se datorează acelei majori de capital, pentru care, așa cum v-am și comunicat, avem o planificare a planului de achiziții, pe care, conform a ceea ce ne-am propus, sperăm ca până la jumătatea anului viitor să-l finalizăm. E vorba de achizițiile de utilaje, de instalații, de mașini și, bineînțeles, partea de refacere la secția întâia. Trei idei majore sunt cele pe care domnul ministru a vrut să le transmită cu această ocazie. În primul rând,
Situația internațională este bine cunoscută. Suntem o țară care avem în imediata vecinătate un vecin pe care îl sprijinim cu asupra de măsură pentru că se află în război. Acest lucru creează situații cu totul speciale și toată lumea pune mâna pe documente. Iar primul document, suntem membri ai NATO, este tratatul de la Washington 49, care până să ajungem la articolul 5, care ne asigură apărarea colectivă, trecem prin articolul 3, care vorbește despre faptul că primul respondent în orice tip de criză de această natură este statul. De aceea, orice stat responsabil, România în acest caz, își pregătește infrastructura, capacitatea pentru a putea răspunde în orice moment oricărui tip de amenințare, oricât de probabil sau improbabil ar fi acest. De asemenea, ați văzut eforturile care s-au făcut la nivelul aliat pentru apărare și descurajare, pentru componenta aceasta de prezență a trupelor și capabilităților, a prepoziționării diferitelor categorii de capabilități pe teritoriul național, în așa fel încât, până la urmă, aceste elemente sunt primele care vor reacționa dacă, Doamne ferește, intrăm într-o asemenea conjunctură. Cea de-a doua idee ține iarăși de dreptul internațional, de regulile internaționale, care ne spun că în situații de război ne putem baza direct pe aliații noștri, altfel chestiunile legate de transferurile de armament devin complicate. O să revin și o să vedem cum arată cazul Ucraina, care este plin de lecții de învățat, inclusiv pentru noi. Din acest punct de vedere, este natural ca toate componentele capabilităților, lanțurile esențiale, să se afle la nivel național. Și este ceea ce încercăm să facem în acest moment. Cea de-a treia idee, și îmi permit să felicit aici, în primul rând, sigur, ministrul economiei, în al doilea rând, sau luați ordinea pe consilierul care a pus cap la cap strategia pe această dimensiune, care a trecut prin CSP, este un document extrem de important și care creează cadrul foarte clar pentru ca industria de apărare a României să se apropie din ce în ce mai mult de capacitatea de transfer în orice situație ulterioară ar interveni. Acestea au fost cele trei idei. Vă felicit că, iată, am pornit pe un drum în care cred că Moreniu are un rol important, un rol deosebit, își poate dezvolta lucrurile. Am certitudinea, mă rog, îl cunosc personal pe Cornel Mișoianu de ceva mai multă vreme și cred că am pășit pe un drum bun și am în vedere că, cu sprijinul evident al doi miniștri importanți, Ministrul Economiei este aici, dar să nu uităm, Ministerul Apărării este beneficiarul. În consecință, cred că acest efort comun va putea să ducă și la o reangajare a Moreniului, la deplinere sale capacități. Domnule Ministru al Economiei, domnule Florin Pătaru, domnule Consilier de Stat, doamnă Prefect, doamnă Secretar de Stat, domnule Ministru Secretar de Stat, Preacucenice Părinte, doamnă Rector, domnilor și doamnelor directori, domnule ambasador, stimate cadre universitare, stimate cadre militare, onorată asistență, în primul rând vreau să vă salut și să vă transmit un bun venit în județul Dâmbovița și, în ultimul rând, în municipiul Moreni. Mă bucur să văd că una dintre emblemele industriei de apărare din România trezește un interes atât de mare astăzi, când se împlinesc 54 de ani. Sunt 54 de ani de la înființarea uzinei automecanice Moreni, perioada în care, mai ales în primele decenii de funcționare, au fost fabricate peste 15.000 de autovehicule blindate pe roți, majoritatea acestora destinate exportului. Produsele fabricate aici au participat la multe misiuni de securitate și stabilitate de menținere a păcii și a ordinii publice în diferite țări, iar cu timpul, uzina automecanică Moreni și-a urmat tendințele de dezvoltare și, în ultimul rând, de industrializare. Consider că întâlnirea de astăzi este un bun prilej și un bun moment pentru a stabili următorii pași pentru ca uzina automecanică Moreni să redevină unul dintre principalii furnizori a industriei de apărare națională.
Este nevoie de efortul nostru al tuturor pentru ca transportoarele blindate să reintre în dotarea armatei române și, de ce nu, ale altor forțe militare.